Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, vă spune Bogdan Enache. Mă promiteam în urmă cu 2-3 săptămâni că încercăm să facem ora de Europa, să-i spun așa, cu alte cuvinte, emisiuni în cadrul cărora să aflați ceea ce se întâmplă la Parlamentul European, la Bruxelles, la Strasbourg, Comisia Europeană. Săptămâna viitoare vor avea loc audierile pentru noi comisari. Știu că poate nu sună foarte interesant la prima auzire. Pe de altă parte, sunt acei oameni care ne influențează în mod direct viața noastră de aici, din România, viața nemților, viața austriecilor, a bulgarilor și a tuturor celor care fac parte din Uniunea Europeană. Pentru a vorbi despre acest subiect și nu numai, invitatul meu este domnul eurodeputat Adrian Maxinia. Bine ați revenit, domnule eurodeputat! Bună ziua, bine v-am găsit. Aș completa când ați descris rolul comisarilor. Aș face o paralelă. Ei sunt asemănători miniștrilor din guvern. Adică Comisia Europeană reprezintă partea executivă a deciziilor de la nivelul Europei și totul se întâmplă prin acești comisari care vor fi audiați săptămâna viitoare. Vor fi ședințe maraton, spre deosebire de audierile din România. În Parlamentul European, audierile se pot termina la 2-3 dimineața, adică comisarul numit va răspunde la absolut toate întrebările. Bineînțeles, va fi un filtru a celor care pun întrebări. În cazul persoanei de față, în cazul meu, eu am reușit, printr-o activitate destul de intensă la nivelul Comisiei de Transporturi, să mă număr printre cele trei persoane care vor pune întrebări comisarului de transporturi, domnul Apostolos Tsitsikostas, ceea ce pentru mine este o onoare, pentru că vreau să fiu sigur că întrebările care ne preocupă la nivelul de România să ajungă și să primesc răspunsuri. Și ce veți întreba? Adică eu nu înțeleg foarte bine asta cu filtrul. Am crezut că fiecare membru al comisiei, dacă durează maraton, dacă va fi un maraton, puteți să-l întrebați orice, fiindcă e un fel de audiere a ministrului, pe respectivul, așa este, de fapt. Da, o audiere profesionistă în care nu ești limitat la numărul de întrebări, nu ești limitat la timp, cum se întâmplă A, nu-i pe în repede România. înainte. Nu e pe repede înainte. Oamenii se pregătesc de când au fost desemnați de acum 3 săptămâni sau o lună. De atunci se pregătesc, fac întâlniri, încearcă să identifice care sunt punctele de interes ale fiecărui grup european, ale fiecărei țări. Și în felul acesta să poată să răspundă cât mai prompt la aceste întrebări. Deci oamenii se pregătesc, există această activitate intensă. Pe mine mă interesează pentru că industria transportului în România este o industrie relevantă la nivel de contribuție la produs intern brut. Mă interesează foarte mult soarta transportatorilor, soarta industriei auto din România, care, la nivel european există o criză în această industrie și totul pleacă de la o tranziție foarte rapidă de la motoarele termice, la motoarele clasice, la cele electrice. Lucru care se vrea pe repede înainte, este impus de Ursula von der Leyen în ambițiile sale Dar ați verzi. înțeles, mă scuzați că vă întrerup în paranteză, de ce e graba asta? Adică protejarea mediului, ok, este foarte important, aici cu toții rezonăm. Dar acest 2035, dacă nu mă înșel, plus minus acolo, afectează în mod direct Germania, România. Sunt multe țări și dacă Germania tușește, înseamnă că Europa e... Afectează viețile tuturor europenilor. Ursula von der Leyen, nu știu ce este în spatele acestei ambiții de a face o Europa mai verde, deși restul globului pământesc nu se adaptează la anumite condiții verzi. Este o ambiție, poate printr-o datorie pe care o are către grupul verzilor din Parlamentul European, care au votat la unison pentru un nou mandat al Ursulei von der Leyen. Acei idealiști care vor totul verde, probabil să ne plimbăm doar cu bicicleta. În sine nu era o știe totul verde, dar nu prea mai putem să... Exact cum a spus mai devreme, aceste ambiții nebunești, eu le văd, afectează viața de zi cu zi a europenilor, a românilor, a nemților, pentru că afectând industria, le scade standardul de viață, se pierd locuri de muncă. Vă dau un exemplu doar în industria auto în Germania, unde firma Volkswagen a început să-și închidă anumite fabrici. Acest lucru am văzut că se întâmplă și la uzina Dacia de la Miovene, au început niște disponibilizări.
Totul pleacă din dorința aceasta nebună de a opri, de a renunța în totalitate la motoarele termice, la motoarele pe benzină, pe motorină, și până în 2035. Și o poziționați ferm împotrivă sau o poziționați pentru amânarea acestui termen? Haideți, fraților, să mai lăsăm încă 20-25 de ani. Care este poziția dumneavoastră? Ne poziționăm ferm împotriva acestei interziceri. Bineînțeles, ar fi bună și o amânare de vreo 20-30 de ani. Până acum, Ursula von der Leyen s-a arătat foarte fix în ideile sale și a adus tot felul de persoane în siajul ei care să nu o contrazică, pentru că, din păcate, anumite decizii de la nivelul Comisiei Europene se iau într-un cerc restrâns, o spune presa internațională, ceea ce face ca echilibrul deciziilor să fie grav afectat. Bruxelles-ul e plin de stații de-astea de încărcare electrică, din ceea ce ați văzut? Au, dar sunt deficitare. Chiar și sunt probleme, sunt probleme pe care le întâmpină chiar Parlamentul European. În momentul în care au drumuri mai mari de 100 de kilometri, în care trebuie să preia niște persoane de la un aeroport, pentru că mașinile electrice pot să ducă până acolo, dar nu mai sunt sigur la întoarcere, și corelat cu lipsa de stații de încărcare în aeroporturi. Deci nu e chiar... Adică nu suntem pregătiți cu această infrastructură. Nu, nu, dar presiunea este mare. Pot să apară foarte multe amenzi dacă nu te încadrezi și dacă nu respecti termenele. Toată lumea suferă. Toată lumea. După cum am spus, a început și Germania, care este o țară relevantă la nivel de influență la nivelul Uniunii Europene. Din păcate, noi încă n-am ajuns la nivelul Germaniei, deși suntem a șasea țară ca mărime. Suntem la nivel de influență, cred că, printre ultimele țări. Aici e și datoria dumneavoastră și a noului comisar, a dumneavoastră europarlamentar. Într-adevăr, român, într-adevăr. Și a comisarului european, noul comisar european. Așa este. Europarlamentarii români ar trebui să aibă o anumită anvergură și să exprime punctele de vedere ale României la unison, dar responsabil de politica externă este președintele țării și de la președinte în jos, ministerul de externe, pentru că foarte multe decizii sunt transmise Comisiei Europene, se iau la nivel de președinție și apoi transmise Comisiei Europene, care mai târziu vin prin directive și regulamente către Parlamentul European, ca niște dezbateri, se mai amendează, dar rolul Parlamentului European în continuare este restrâns în comparație cu deciziile Comisiei și apoi sunt trimise către țările membre. Dacă mai permiteți, mai am o întrebare în această mare paranteză. Dezbaterile pe care dumneavoastră, cei care susțineți cel puțin amânarea, dacă nu să se renunțe la acest Green Deal, la mașinile cu motor electric, confruntarea politică, evident, cu verzii din Parlamentul European este destul de aprigă, să spun așa? Adică ei țin foarte mult, nu lasă niciun pas, spuneați că doamna Ursula von der Leyen, fiindcă ea a avut aliați politici, da, a impus. Sunt foarte rigizi verzi, într-adevăr. Și discuțiile neoficiale la o cafea, adică n-aveți ce vorbi cu ei, hai să o mai... sau nu funcționează ca în Parlamentul României. Nu, dacă doriți să vedeți o mostră de extremism, la verzi se poate vedea. Nu, oamenii sunt foarte fixi în ideile lor, nu votează decât la unison. De exemplu, în grupul nostru european există libertatea de a vota în funcție de ce își dorește fiecare grup. Chiar în cazul votării Ursulei von der Leyen, noi am avut libertate de a vota împotrivă, deși italienii au votat pentru că nu suntem de acord în totalitate cu ceea ce face doamna Ursula. Verzii, în schimb, au un vot extrem de uniform, liniar, de aceea, în momentul în care Ursula se bazează pe acest, știe sigur că toate voturile vin spre ea, pentru că au un regulament intern prin care le taie timpii de vorbire, nu-i mai lasă să participe activ la ședințe, dacă votul lor nu este conform la ce se decide la nivel de vârf de conducere. Bun, închizând această mare paranteză, revenind la audierea pe care va avea loc și cu comisarul pentru transportul săptămâna viitoare, care sunt punctele? Ați menționat primul, și anume înlocuirea motoarelor termice cu cele electrice. Astăzi spuneți, domnule, Europa nu e pregătită. Da. Pot
exista convulsii mari economice, sociale? Mă interesează foarte mult care este abordarea domnului comisar, cel puțin pe domeniul transporturilor, și dacă sesizez în răspunsurile dumnealui o atitudine de a se opune anumitor măsuri pe care le dictează Ursula, pentru că este foarte important să ai un comisar care negociază. Comisarul reprezintă interesele întregii Uniunii Europene, nu a unei țări, el fiind grec. Noi am avut un comisar până acum, pe doamna Dina Vălean, care este chiar din Prahova, care a fost timp de 5 ani, și în mandatul căreia nu prea am văzut-o în România, am stat foarte mult, dar a fost integrat, a fost legiferat acest pachet de mobilitate, care a afectat foarte mult transportatorii români, transportatori care au un aport semnificativ în produsul intern brut. Deci, pe mine mă interesează, în discuția pe care le am cu domnul Tsitsikosta, să văd exact abordarea, să știu exact dacă ideile noastre pe care le transmit din partea României prind, și domnul comisar mai departe să le prezinte Comisiei Europene ca un punct de vedere corect. Și Grecia este afectată din punct de vedere al transportului, ea face parte din Europa Centrală și de Est, și aceste țări din zona aceasta sunt destul de marginalizate, suferă mai românește, pentru că, în afară de faptul că industria gâfie sau poate nu există, avem și cele mai mari prețuri la energie. Ori corelate cu aceste condiții nebunești ale delirului verde, și dacă ai și energia scumpă, în cazul nostru noi suntem producători, producem mai mult decât consumăm, dar prin prisma traderilor, traderi care se află de obicei în Europa de vest, mai exact foarte mulți în Austria. Austria este o țară puternică care reușește să ne mențină, și aici aduc iarăși aminte de spațiul Schengen, că suntem în afară și pierdem foarte mulți bani, sute de milioane, poate miliarde anual. Austria reușește și la nivel de energie să ne inducă niște prețuri mai mari, cele mai mari din Uniunea Europeană, care afectează în mod direct consumatorul. Asta deși se dorește o piață unică la nivel european. Noi oamenii simpli nu înțelegem mare lucru. Apropo de exact ce a spus dumneavoastră, gândesc foarte mulți români. Dom'le, noi avem hidrocentrale, noi înainte, noi produce, acum producem. Și atunci de ce plătim atât de mult factura la curent? Ați reușit să deslușiți toate ițele? Oamenii se întreabă, dom'le, dacă noi producem. De ce nu avem cel mai mic preț sau printre cele mai mici? Avem printre cele mai mari. Teoretic, acest lucru ține de o voce comună a întregii țări, plecând de la ce reflectăm noi ca europarlamentari, la nivel de guvern, la nivel de președinție a României. Asta înseamnă că trebuie să ai o voce puternică pe toate palierele. Ori noi, din păcate, domnul Iohannis de la sfârșit de mandat nu a avut niciodată o voce puternică, nu a demonstrat nici că pe sfârșit de mandat poate să facă o diferență. La nivel de guvern, pentru că suntem într-o situație de deficit excesiv, ceea ce a dus la blocarea tranșei 3 din PNRR, adică noi trebuie să primim niște bani prin care să ducem la finalizarea anumite proiecte, dar având acest deficit excesiv peste media europeană, ca să înțelegeți, noi cheltuim mai mult decât încasăm, teoretic este, nu poți să faci acest lucru, teoretic trebuie să intri într-o politică de infringement, într-o discuție tacită pe care o are la nivel de guvern, probabil primul ministru, primii ministri cu Ursula von der Leyen spune, nu veniți cu sancțiuni, pentru că noi nu vă ridicăm nicio problemă, votăm ce doriți noastră, adică există o politică de non-combat, dar care indirect afectează românul simplu, afacerile mici. Deci totul pleacă din incapacitatea statului român de a deveni o voce puternică, pentru că el cheltuie mai mult decât încasează și aceste cheltuieli se duc pe, bineînțeles, prioritar. Nu se duc în investiții care ar trebui să întoarcă, să vină. O investiție făcută corect întoarce plus valoarea în societate. La noi, de exemplu, se duc pe pensii, salarii, care acum în acest an electoral au fost mărite, doar ei știu cum, deficitul a crescut. Ori nu, tu nu mai ai putere, nu mai ai voce la nivel european să mergi să ceri, să spui, domnule, românul plătește cea mai... Asta vreau la Bruxelles, întrebându-ne la Bruxelles. Totuși, noi suntem producători. Astăzi spuneați, domnule, foarte mulți traderi sunt pe la Viena, pe acolo, prin Austria. Da. Și atunci... Apropo și de audierea noului comisar, dar mă rog, acesta este pe transporturi, pe energie.
au legătură la un moment dat. Pe energie dumneavoastră, credeți că există vreo soluție astfel încât facturile românilor să scadă? Dacă vreți, de la Bruxelles venind așa. În primul rând trebuie să plece de aici. România trebuie să fie fermă în politica energetică, să deschidă. Păi nu avem hidrocentrale care sunt construite în proporție de 90% și care nu se finalizează pentru că a venit nu știu ce ONG din Germania, Austria sau nu știu ce țară vestică și a spus că am afectat mediul sau nu știu ce rățușcă de baltă. Glumesc acum. Și s-a blocat finalizarea acestei hidrocentrale care aduce energie. Deci toată lumea, toată Europa este nebunită în a produce energie. Noi avem capacități senzaționale de a merge pe mai multe tipuri de energie și nu suntem în stare. Nu suntem în stare. Pentru că guvernul nu prioritizează, din păcate, și prioritizează acum cum să câștige alegerile. Apropo de audierea pe care o veți avea săptămâna viitoare, îl veți audia pe domnul Tsipras, nu Tsipras? Tsitsikostas. Tsitsikostas. Pe semne că viitorul comisar european pe zona de transporturi, mie greu să cred, domnule eurodeputat, că poate fi întoarsă decizia. Există o majoritate a popularilor europeni. Spuneți că și verzii sunt acolo. Ca atare, opoziția greu poate să întoarcă un comisar în urma unor audieri, la care e adevărat, poate să aibă o propunere de comisar, poate să nu aibă o prestație wow. Poziția noastră... Ați avut o discuție, dacă îmi amintesc eu. Da, am avut o întâlnire privată cu domnul Tsitsikostas la solicitarea dumnealui. Da. Repet, acest lucru s-a făcut... Și cum vi s-a părut? Un domn foarte vioi, așa, foarte jovial, cu studii prin Statele Unite ale Americii. A fost guvernator al Macedoniei de Nord, un om care merge frecvent pe Muntele Athos. Aici am găsit niște puncte comune. Părea foarte deschis să-i povestesc situația României, în care am spus, i-am explicat chiar de Schengen. I-am zis, i-am explicat că trebuie esențial să ne ajute. A spus că ne ajută în discuțiile pe care le are. I s-a părut aberant, pentru că condiția sau motivul principal pentru care noi nu suntem în Schengen este că România este o rută de migranți, ceea ce este o minciună frustrată. Bun, s-a folosit de această minciună partidul din Austria, care se află la conducerea țării din 87, care nu a mai găsit alte idei prin care să vină în campanie. Și a venit cu ideea, domnule, noi oprim migrația care vine prin România, uite, eu oprim pe ăștia în Schengen, a fost România o chestie politică care ne afectează economic foarte mult și care nu a avut reacție din partea clasei politice românești, din partea guvernului, din partea președintelui. Aici nu mai vreau să deschid o paranteză, nu mai zic de prietenia domnului Iohannis cu directorul Raiffeisen. Să rămânem la Bruxelles. Discuțiile se fac la nivel mare, putea să se facă, dar trebuie să dorești acest lucru și să spese de țara. Și domnul comisar, viitor comisar, Tsitsikostas, ce v-a spus că a rămas uimit de faptul că... M-a asigurat că găsim în persoana dumnealui un vector prin care transmite mesajul corect vis-a-vis de intrarea noastră în Schengen și că va milita pentru intrarea noastră. Bineînțeles, amvergura lui și influența va crește după ce va deveni comisar european. Și săptămâna viitoare, așa dumneavoastră, să-i spuneți domnului Tsitsikostas că, domnule, ne interesează în primul rând Green Deal-ul, vedeți că afectează Germania, industria auto europeană. I-am explicat deja, Dar îți voi întreba săptămâna viitoare pe semne, nu? Da, o să merg mult pe abordarea dumnealui și, repet, capacitatea lui de a fi ostabilă sau a contraargumenta direcția abruptă pe care o trimite Comisia, asta corelat cu realitățile europene, în care lumea suferă. Asta e realitatea. Toată și lumea suferă. Și poate îi spuneți, nu știu, vreau să cu ministrul nostru al infrastructurii, să construiască și România niște căi ferate, mai multe, că totuși acesta este pe semne. Există un plan integrat. Noi chiar avem investiții prin PNRR, dar banii sunt blocați, de 600 de milioane de euro, pentru un plan macro la nivel european în care România trebuie să se lege de restul Europei. Bineînțeles, suntem în urmă, suntem praf la nivel
de infrastructură feroviară. E păcat că reprezintă o soluție în toată Europa asta. Dacă vor tranziție verde, într-adevăr, trenurile sunt mijloace de transport care au emisiile cele mai mici de dioxid de carbon și ar trebui să ne profilăm toți și să ne concentrăm pe această infrastructură de transport feroviar. Vă spun în paranteză ceva, eu cu mașina n-am mers cu asemenea viteză. Eu, în urmă cu ceva vreme, am mers cu un tren în Italia, care prindea, am și fotografiat, că nu venea să cred, 256 da. Km pe oră. Iar în România, să mergi cu 100... Mergem cu 130 maxim permis pe o autostradă, da? S-a făcut, conform Institutul Național de Statistică, în anul 2023, media pentru trenurile de călătorie a fost de 44 de km pe oră. Și la trenurile de marfă... Și n-a pus Bucureștiul, că dacă punea București în calcul, vă spun că... Da. Și la trenurile de marfă de 15 km pe oră. Este tragic, domnule Europarlamentar. Este incredibil. Se mergea mai repede între cele două războaie mondiale. Trenurile mergeau mai repede între cele două războaie mondiale. Acum suntem într-o situație jalnică, exclus să vii cu trenul de mare viteză, pentru că infrastructura noastră e veche. Dar sunt banii aceștia, sunt fondurile europene și e păcat. Sunt bani, dar vă repet, tranșa 3 este blocată pentru că statul român întârzie în implementarea unor reforme, da. Ca de exemplu, vă dau două exemple. În primul rând, Comisia Europeană le-a cerut ca în comisiile de administrație, în conducerea comisiilor de administrație, nu mai fie factori politici. Dar să știți că nu era. Nu știu. Nu, e foarte bună. Și să vină cu dovezile că noile persoane care vin, adică ar trebui să înlocuiți toate consiliile de administrație, să trimită concursurile, anunțurile, detaliile prin care s-au schimbat. Eventual care exact. Să recomande activitate da. Profesională. Și o altă condiție care am aflat-o de curând, se referă la foarte... la densitatea de hotărâri de guvern și ordonanțe de urgență prin care guvernul le trimite România, Parlamentului și cei de la Comisie, domnule, nu e nimic urgent. Vă rog frumos, concentrați-vă și faceți legi pe care să fie dezbătute și oamenii să știe și veniți cu o ordonanță în care, vă dau, la o hotărâre de guvern ai voie să vorbești decât un singur vorbitor din partea unui partid parlamentar timp de un minut. Păi ce poți să povestești tu? Și totul teoretic s-ar muta în comisiile de specialitate, în comisii în care PNL și PSD dau tonul și unde există o nepăsare maximă. Și eventual și transportul pe apă, avem Dunărea, dar... Avem strategie și pe transportul maritim, dar suntem în urmă rău. Tisicosta poate înțelege ce e în zona asta a Europei și de fapt sunt niște oportunități și pentru Europa. Și pentru România, și pentru Bulgaria, dar și pentru... Sunt oportunități, România poate accesa la ele, trebuie doar un cadru profesionist, trebuie cu oameni care doresc să ducă la capăt un proiect, care se înhamă la un genul acesta de proiect și să aibă interes. La noi interesul este totul concentrat în această perioadă pe alegeri, mai puțin pe... Tot nori și ploaie multă la Bruxelles sau este soarele? Da, vremea este cumplită. Cu ocazia asta îmi dau seama cât de frumos este în România și... România este țară senzațională. Știu de la un amic că cei care vin din sudul Europei, Italia, Spania și eurodeputații și consilierii se duc la psiholog un an de zile, fiindcă îi afectează foarte lipsa tare. Soarelui. Da, da. Da, este cum... Nori și ploaie. Da, nu prea ai ce să faci, nu prea poți să petreci în aer liber, deși am văzut că oamenii se adaptează, merg pe ploaie cu pelerine, da. Dar nu e plăcut, adică nu ai confortul pe care ți-l oferă o climă de genul pe care o întâlnim în România. Vă mulțumesc, domnule eurodeputat Adrian Axinia, oricum să ne reîntâlnim, mi se par importante, vă spun sincer, aceste știri. Adică cine este interesat de ceea ce se întâmplă la Bruxelles, dumneavoastră sunteți activați, sunteți în zonă, da, sunteți de-al nostru și atunci e bine să profităm de dumneavoastră, de informațiile de la Bruxelles, să vedem care sunt principalele direcții care se discută la Bruxelles și pe altul. Cine dorește să fie informat are acces, mi se pare esențial. Cine nu vrea, poți să-i dai și mură în gură, însă Uniunea și tot nu citește sau nu se uită. Dar Uniunea Europeană adoptă niște legi acolo, le adoptați, care ne influențează în mod direct și consider esențial ca românii să fie informați despre activitatea Parlamentului European. Să știe, da. Românii trebuie să știe politică, trebuie să știe ce drepturi au. Da.
Este important, de aceea ceea ce faceți dumneavoastră, o să încercăm noștri la Bruxelles pentru noi. Da, pentru România, de fapt. Noi comunicăm foarte bine, zilnic, mesaje scurte, video, pentru că este important să vadă lumea ce facem și să conștientizeze cât de importantă este Comisia Europeană, cât de important este Parlamentul European și, bineînțeles, corelat deciziile care vin de acolo, care sunt implementate în România, să vadă exact de unde vin, cum vin, unde se poate interveni, unde nu, cine a intervenit, cine nu, cine da. Adică vin cui foarte pasă. Foarte multe legi de Uniunea Europeană și foarte mulți boscorodesc fără să fie informați de ce s-a decis așa exact. Și așa mai departe. Oameni, dar cine ne spune nouă ce să facem? Noi suntem mai... Bun, vă mulțumesc, domnule eurodeputat Adrian Axinia, vă doresc succes și poate ne reîntâlnim după audierea domnului Tsitsikostas, viitorul, eu zic viitorul, da? Eu zic viitorul comisar european pentru transporturi, în prin 99%. Cu siguranță, discuțiile se fac în culise și s-au stabilit. Vă propun să ne reîntâlnim ca să vedem, să ne spuneți concluziile, audiați pentru prima dată un viitor comisar european. Este o onoare pentru noi, chiar am primit felicitări pentru că am prins loc să vorbesc acolo, au primit doar doi lideri la noi din grup, vechi, la doilea, al treilea mandat și eu sunt a treia persoană care vorbește. De-abia a început munca în Parlamentul European. Am început bine pe românește, da. Vorbim să vorbim data viitoare când ne reîntâlnim despre această audiere, cum vi s-a părut, culise, detalii, da. sunt și eu curios să pot să fac și eu comparație cu ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în Parlamentul European. Este foarte important. Diferențele sunt majore acum, dar sunt curios și la aceste audieri. Vă mulțumesc, vă doresc succes. Aici punem punct acestei ediții a emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!